Împărtășirea cum se va face? Din nou se există va face... discuții, am văzut dacă cu aceeași linguriță Bine se vor înțeles, folosi Această problemă speciale. a fost tranșată anul trecut în starea de urgență, practic la sfârșitul ei. În starea de urgență prin care am trecut a existat recomandarea Patriarhiei Române către preoți și către cei care puteau fi vizitați de o anumită teamă, de un anumit gând. De o anumită reținere, ca în consultare cu duhovnicilor, să primească îngăduința aceste persoane, nu la nivel general, să se împărtășească în afara slujbei. Dar nu se pune problema schimbării ritualului de împărtășire, pentru că, vă spun eu, o discuție care s-a purtat între două sfere. O sferă a scepticilor care, denunțau împărtășirea cu aceeași linguriță, dacă care personal nu se împărtășau niciodată, pentru că e vorba de persoane care privesc spre biserică din afară și își imaginează foarte multe lucruri despre ce se întâmplă înăuntru, fără să viziteze acest înăuntru sau să participe, și sfera oamenilor credincioși care nu și-au pus niciodată problema infestării prin Sfânta Împărtășanie și au dreptate, pentru că au fost câteva cazuri anul trecut, au fost reclamații. Au fost trei sentințe de la trei curți judecătorești din țară care au făcut anchete epidemiologică după reclamarea unor preoți care au împărtășit în public atunci mai multe persoane și s-a dovedit că nimeni nu s-a împărtășit, nu s-a îmbolnăvit din această cauză. Deci tradiția în spațiul ortodox Română, integral, această... nu doar în România, în toate bisericile ortodoxe rămâne aceasta a împărtășirii din potirul comun cu aceeași linguriță, dar evident că recomandările sunt ca toate obiectele de cult, inclusiv lingurița, să fie ștearsă. Adică există niște recomandări firești care țin de igiena obiectelor de cult și care, credeți-mă, sunt respectate. Adică este firesc să strălucească de curățenie toate obiectele din Sfântul Altar. Nu ne jucăm cu impuritatea când vorbim de Sfânta Împărtășanie. Așadar, lucrurile vor decurge, vor decurge normal. Oricum, cei care se împărtășesc nu sunt atât de numeroși pe cât ne-ar plăcea nouă să fie, în sensul că, în general, o minoritate se împărtășește pentru că o minoritate se pregătește. Nu te poți împărtăși oricum. Trebuie să te pregătești, să postești, să te spovedești, E un crescendo în această pregătire.